În primul rând, aș dori să vă felicit pentru ceea ce ați realizat, din punctul meu de vedere, într-o perioadă scurtă, din 2019 până astăzi, și pentru să vă felicit pentru profesionalismul dumneavoastră. În al doilea rând, o spun cu regret, faptul că nu sunt râdă cu domnul Ciolacu, dar categoric vom deveni din cunoscuți prieteni, pentru că împreună va trebui să ne implicăm foarte mult în acest domeniu. Și în ultimul rând, când am intrat în politică, nu cunoșteam mare lucru din agricultură și din această zonă. Am avut ghinionul de a, când m-am născut eu, nu mai trăia niciun bunic, astfel încât să am acest contact. Pe urmă, cu domnul Paul Stănescu, domnul ministru Daia, cu Adrian Cheznoiu, din generația tânără, cu domnul Barbu și, în ultimul rând, cu mulți dintre dumneavoastră, am început să am întâlniri și să-mi completez acest gol atât de important pentru România. De fapt, agricultura este strategică pentru România și am văzut și o modificare substanțială la mine. În momentul în care de obicei ploua, mă gândeam ce geacă o să iau pe mine. După ce am învățat mult mai multe, în momentul în care ploua afară, îi mulțumeam lui Dumnezeu că plouă. Și știam ce benefic este pentru agricultură acea ploaie. Doamnelor și domnilor, actuali sau viitori tineri lideri ai agriculturii românești, dați-mi voie, în primul rând, să vă felicit și să vă spun că încă de la început, că sunt la curent cu preocupările voastre de dezvoltare personală, de studiu permanent și cunoaștere și de implicare profesională în agricultură. Am convingerea că prin astfel de programe, precum cel derulat de Clubul Fermierilor Români, încă din anul 2019, generațiile voastre de tineri, lideri în agricultură, sunt exact ceea ce sectorul agricol românesc are nevoie pentru viitor. Prin tot ceea ce faceți, sunt absolut sigur că voi, copiii ai fermierilor de ieri sau de azi, veți reuși să deveniți liderii agricolei viitorului, care să asigure continuitatea, reziliența și performanța de care are nevoie un domeniu atât de important în arhitectura statului român. În același timp, noi, decidenții politici, avem nevoie de cei mai potriviți parteneri de dialog, astfel încât politicile publice din domeniul agricol să fie cele mai potrivite pentru dumneavoastră. Problemele cu care se confruntă agricultura sunt tot mai complexe și nu depind doar de disponibilitatea factorilor naturali. Impactul suprapus al crizelor recente, criza resurselor umane, pandemia COVID-19, războiul din Ucraina, criza economică, redefinesc locul, rolul și modul în care afacerile în agricultură rezistă și devin competitive. Noile obiective și jaloane în lupta împotriva schimbărilor climatice impun acum agricultorii limitări noi fără precedent. Într-un asemenea context internațional, agricultura românească este într-un amplu proces de transformare cu mize economice și sociale majore. Fie că vorbim de asigurarea continuității și succesiunii în afacerile agricole, de focalizarea pe proiecte naționale strategice pentru reziliență
și performanța agriculturii sau de extinderea unor noi modele economice pentru creșterea competitivității fermelor, toate acestea sunt preocupări majore care necesită un răspuns ferm și coerent și rapid. Așadar, asigurarea rezilienței fermelor românești devine obiectiv de interes național, parte din strategia de securitate națională. Direcțiile de dezvoltare durabilă a agriculturii presupun modele de afaceri inovative, care să mențină competitivitatea fermelor și a recoltelor, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului. În acest sens, este necesară sincronizarea proiectelor guvernamentale strategice naționale, vizând dezvoltarea infrastructurii critice a agriculturii cu planuri individuale de asigurare a competitivității fermei, iar valorificarea informației în deciziile operaționale și strategice ale fermei devine esențială. În acest context, consider că lansarea inițiativei de azi privind constituirea în România a unui centru european pentru formarea și promovarea tinerilor lideri în agricultură reprezintă o idee care dă sens dezideratului comun de susținere a noilor generații de tineri fermieri români în contextul european. De fapt, în singurul context în care contează. Și spun asta pentru că atât la nivelul Uniunii Europene cât și a României există un decalaj în privința vârstei fermierilor. Îmbătrânirea populației în mediul rural continuă. Vârsta medie europeană este de 57 de ani. Doar 11% din fermierii europeni au sub 40 de ani, ceea ce pune serios problema viitorului sectorului agricol. Pentru a ține pasul cu provocările viitorului, consider că noi avem o șansă pe care nu trebuie să o ratăm. După generații întregi de români care au plecat din țară, a venit momentul potrivit de a ne ține tinerii din agricultură aici acasă. De aceea, așa cum v-am spus, eu cred cu tărie că tinerii fermieri sunt cheia pentru o agricultură modernă, inovatoare și sustenabilă, cu o singură condiție, să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare pentru a integra tehnologia și a implementa practicile agricole eficiente, astfel încât să se reducă impactul negativ asupra mediului și să se optimizeze producția. În felul acesta vom produce sustenabil și performant. Sunt o mulțime de bani europeni care vor contribui la atingerea acestor obiective. Și sunt convins că dumneavoastră veți reuși, ca în strânsă colaborare cu Ministerul Agriculturii, să-i atrageți, să-i folosiți pentru dezvoltare. Însă, dincolo de banii europeni, vreau ca astăzi să vă prezint un nou concept pe care îl propun pentru perioada următoare și anume patriotismul economic, adică să producem, să consumăm cât mai mult românește. Este extrem de important ca în domeniile în care chiar avem potențial, așa cum este agricultura, statul român să aloce sume importante pentru investiții noi, retehnologizări sau extinderea capacităților existente pentru procesarea materiilor prime. Doar în acest mod vom reuși să reducem deficitul de balanță comercială și vom spori valoarea produselor obținute în România. Pentru acest lucru vom avea nevoie ca voi, tinerii, să fiți cei care veți contribui decisiv la atingerea acestui obiectiv strategic, iar în perioada următoare să implementăm împreună politici publice sustenabile și eficiente, bazate pe indicatori de performanță și de rezultat. În încheiere, dați-mi voie să vă încurajez să continuați pe acest drum și să vă invit să fiți parte alături de noi în procesul de dezvoltare a României. România nu mai poate
nu se mai poate dezvolta fără reforme. România a ajuns la un capăt care ori va intra într-un regres, ori va intra într-un progres. Trebuie să ne fie foarte clar acest lucru și o spun fără nicio reținere. Dumneavoastră reprezentați viitorul României. Iar noi, cel puțin politicienii, măcar în ultimul ceas, trebuie să fim mai fermi, să uităm că facem politică doar pentru a strânge voturi și să ne înțelegem destinul clar pe care îl avem în acest moment. Destinul, de altfel, trecător prin anumite funcții. Vă spun cât se poate de clar. România trebuie să implementeze toate fondurile europene, dar în paralel cu toate reformele, dacă dorim, ca să mergem mai departe. Vă mulțumesc mult!